Dincolo de nuanțele legale, însă, aș vrea să mă refer la cauzele plicului. Și nu poți să vorbești despre cauzele plicului fără să te referi la salariile relativ mici ale personalului medical. Un pas important s-a făcut prin ordonanța de guvern, ordonanța de urgență recentă, dar procesul trebuie continuat. Salariile personalului medical trebuie mărite.